În alt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului s-a aflat astăzi în mijlocul obștii monahale a mănăstirii Dervent din județul Constanța. În alt preasfinția sa a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Nouă a mănăstirii, ocrotită de Sfântul Ierarh Iachint, mitropolitul țării românești. În continuare, ierarhul a sfințit crucea, așezată la mormântul părintelui Elefterie Mihail, primul stareț al mănăstirii, și a oficiat o slujbă de pomenire, la împlinirea a 32 de ani de la trecerea la cele veșnice a părintelui Arhimandrit. Un călugăr adevărat, născut în părțile de sud ale Dunării, din neam macedo-român, iată, a învățat școală în părțile acelea, din al doilea an la cursurile secundare, a fost dus la Adrianopol, unde a învățat medicina populară. Și iată, și-a întregit mereu cunoștințele de medicină, dar mai ales cunoștințele despre Dumnezeu, Maica Domnului și Sfinți, și-a iubit biserica atât de mult. Iată, a venit în părțile de nord ale Dunării, unde socotea că este mai multă credință și că oamenii sunt mai preocupați de Dumnezeu și de biserică. Arhimandritul Elefterie Mihail s-a născut în data de 11 noiembrie 1900 în Laskovo, Bulgaria, și a intrat în monahism la mănăstirea Balaciu, din județul Ialomița, în anul 1933.